Un accident rutier a avut loc joi noaptea pe axul principal al Piteștiului. Șoferul unui BMW, care circula cu viteză, a pătruns pe contrasens și a intrat într-o altă mașină. La rândul ei, aceasta a fost proiectată în alte două autoturisme, după care s-a răsturnat. Șapte persoane au fost rănite. Mai multe ambulanțe au sosit la fața locului și 5 persoane au fost transportate la spital, alte 2 refuzând să fie duse la unitatea de primiri urgențe. Le-au fost acordate îngrijiri la fața locului. Poliția a deschis o anchetă și încearcă să afle de ce șoferul BMW-ului mergea cu foarte mare viteză. Din cauza accidentului, poliția a deviat traficul pe o rută ocolitoare timp de o oră.